Din nou, direct, dragii mei, vorbim acum despre implanturi pentru bunici, despre cum rezolvăm problema dinților lipsă. În amănunte aflăm de la invitatul nostru, domnul dr. Taner Kemal, medic dentist. Bună seara, domnule doctor, bine ați revenit la Trăiește Sănătos. Bine v-am găsit și la mulți ani pe anul acesta. Da, mulțumim că nu ne-am văzut. Este prima întâlnire pe 2013. Exact. Să fie un an minunat și pentru dumneavoastră, pentru cei dragi și pentru toți. Pentru toată lumea. Să dea Dumnezeu. Domnule doctor, din punct de vedere stomatologic, după o anumită vârstă, cam ce fel de probleme pot apărea? Da, în general, problema majoră și pe care o resimte pacientul trecut de o anumită vârstă este starea de edentație, care se traduce prin lipsa dinților. Lipsa dinților poate fi totală sau parțială și de aceea și edentația poate fi totală sau parțială. Edentație înseamnă lipsa dinților. Bun, și despre lipsa dinților o să discutăm astăzi. Da, pentru că, din păcate, foarte mulți pacienți au dinți lipsă. Și am spus noi acolo implanturi pentru bunici, dar, din nefericire, dacă stăm să ne gândim, cam la toate vârstele apar astfel de probleme, adică și adulți, tineri, activi. Îngrijorător este faptul că starea de edentație apare de la vârste fragede și asta datorită lipsei de îngrijire la momentul potrivit. Din ce în ce mai mulți tineri vin cu dinți lipsă, ceea ce nu este bine. Asta din cauza parodontozei? Sau boala parodontală este una din cauze, traumatisme, accidente, caria dentară și complicațiile ei, însă problema cea mai mare este că ajungem la extracție. Când se poate trata, nu este bine să ajungem la extracție. Odată dintele extras, ajungem la starea de edentație. Edentație se complică, din unii dentară devine edentație mai întinsă, parțială și ea că la un moment dat poate să ajungă la starea de edentație totală. Deci bine ar fi când avem o problemă stomatologică să mergem urgent la medic, exact. Lăsăm frici, temeri deoparte, astfel încât să încercăm să salvăm dintele sau măseaua. Să salvăm ce se mai poate salva prin tratament, iar atunci când dintele are indicația de extracție, atenție, există și la noi implanturile post-extracționale care se pot insera odată cu extracția dentară, astfel încât pacientul să nu ajungă să piardă os care știm foarte bine cât este de valoros și cât este de scump să refaci osul pierdut. Da. Și scump și trebuie să aștepți un anumit interval de timp astfel încât prelungește durata tratamentului, există anumite riscuri, prețul de cost este destul de ridicat, deci se poate să prevenim acest lucru, să nu ajungem la augmentări de os, ci pur și simplu să tratăm la momentul respectiv. De multe ori nu ni se pare o tragedie că avem un dinte lipsă. Greșit, pentru că din câte știu dinții de lângă, cei sănătoși încep să migreze și atunci se cam schimbă totul, de la cum mușcă dinții, procesul de mastitație. Este total greșit. Într-adevăr, odată cu instaurarea edentației, chiar dacă este vorba de o edentație unidentară, deci lipsește un singur dinte, într-adevăr, toți dinții încep să migreze, în special dinții vecini. Dinții sunt concepuți astfel încât să se sprijine unul de altul, folosesc acest termen ca să înțeleagă pacienții noștri, și atunci când lipsește un dinte, dinții vecini vor migra în spațiul dintelui lipsă. La fel, dinții antagoniști, dinții opuși, vor migra în același spațiu, creându-se un dezechilibru total la nivelul mușcăturii pacientului. Dezechilibru care are consecințe nedorite asupra celorlalți dinți din cavitatea orală. Și încet, încet, pacientul din edentat unidentar ajunge să pierdă din ce în ce mai mulți dinți. Și iată, în loc să stai să rezolvi problema unui singur dinte lipsă, ajungi să ai mult mai multe probleme, costuri mai mari, timp mai îndelungat de rezolvarea problemelor. Exact. Îndelungat. Bun. Sunt mulți cei care ajung ca în final să-și piardă toți dinții pentru că, nu știu, mi se pare situația cea mai gravă, nu? Da. Să ajungi să nu mai ai un dinte în gură. E o situație foarte neplăcută. Numai cine poartă proteze mobile știe ce înseamnă proteza mobilă. Pe lângă disconfortul funcțional, există și acel aspect estetic care pune pacientul de multe ori în situații jenante sau dificile, dar cel mai important este că pacientul nostru nu mai poate mastica eficient și atunci lucrurile se complică. Apar probleme metabolice, digestive, malnutriție și așa mai departe. În plus, pacienții ajung să dezvolte diverse ticuri din dorința de a susține acele proteze mobile pe crestele osoase. Se mai ajută de adezivi dentari, dar
personal și sunt mulți din colegii care îmi împărtășesc părerea, adezivii nu sunt decât o soluție de moment, o soluție temporară. Proteza mobilă, datorită mișcărilor în toate direcțiile, deci există această instabilitate, chiar dacă la început este puțin percepută, produce resorție osului, topește osul de sub el. Osul se topește din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Pacientul ajunge să meargă la medic și medicul să-i tot umple, să-i tot rebazeze proteza, proteza devine din ce în ce mai grea. Mai greu de purtat. Mai greu de purtat, mai greu de suportat. Iar într-un final se ajunge la resorpție atât de severe încât pur și simplu contactul dintre proteză și os se face în vecinătatea unor formațiuni anatomice, nervi, sinusuri și așa mai departe. Devine dureros, pe mucoase apar fel și fel de leziuni, fel și fel de răni, să le zic așa, dureroase și care complică și mai mult viața pacientului, pacientul se hrănește și mai greu. De multe ori pacienții ajung să refuze să mai poarte proteza, mănâncă, chiar așa se exprimă, mănânc cu gingiile, ceea ce e iarăși o capcană, pur și simplu resorția osoasă se va accelera. Deci cel mai bine este să găsim o modalitate de stabilizare a lucrărilor dentare, de stabilizare a protezei. Și tocmai asta e tema emisiunii. Există posibilitatea chiar la purtătorii vechi de proteze, de plăci, popular așa se numește, există posibilitatea stabilizării acelor proteze, astfel încât să îmbunătățim considerabil, în primul și în primul rând, confortul de viață al pacientului. Cum putem face acest lucru, doamnă doctor? Da, cea mai rapidă și cea mai economică soluție, să zic așa, ținând cont de faptul că implantologia e totuși o disciplină destul de scumpă, este aceea de stabilizare a protezei, în special la proteza inferioară, proteza mandibulară, deoarece aici întotdeauna există limba, există obraje, există mușchi care mobilizează în permanență proteza, mobilizează placa, este să inserăm două implanturi speciale, sunt implanturi sau mini-implanturi care se inseră în os, iar în capul lor există un dispozitiv protetic numit bont în formă de bilă. Da? În proteză se introduce această garnitură metalică și pur și simplu această garnitură care este în proteză vine cu tot cu proteză, se ancorează pe această bilă și fixează proteza. Avem în imaginea, nu știu dacă camera poate surprinde imediat, aici, ha, da, avem camera. Un exemplu, în interiorul protezei sunt acele garnituri speciale, iar bonturile implanturilor au o formă de bilă. Pur și simplu pacientul inseră această proteză deasupra bilelor, se aude un zgomot caracteristic, un click. Exact, și ea s-a ancorat. Proteza nu este fixă ca o punte, ca o lucrare fixă, dar este incomparabil, incomparabil de stabilă față de proteza care, pe care o știm cu toții că are acele mișcări. Pacientul proteza poate să mănânce. Totală, da? Proteza, și asta e o proteză totală, dar este stabilizată pe aceste implanturi. Ea nu mai iese din gură, nu mai există riscul să cadă, pacientul mănâncă mult mai bine. Tot ce are de făcut este ca în fiecare seară să o îndepărteze, pur și simplu, printr-o mișcare simplă, să perieze mână? În jurul implanturilor, să curețe în interiorul protezei, locul acestor garnituri, să o reinsere pe câmpul protetic, să se ducă la culcare cu dinții în gură. Deci a, nu deci cu dinții iată, în pahar. Și noaptea ținută proteză. Da, e o mare greșeală, ținerea protezelor în pahar, este probabil un mit care vine din urmă, acele pahare care existau pe noptieră, nu, proteza chiar că nu e stabilizată de implanturi, se ține pe câmpul protetic, altfel se produc modificări și dimineața când reluăm purtarea protezei apar leziuni de decubit, apar răni și așa mai departe. Iar această proteză cu predilecție se ține numai pe implanturile dentare. O vom îndepărta doar pentru igienizare. Bun, dar legat de dezavantaje, dacă înțeleg că acestea totuși rămân, sau chiar și cu sistemul acesta pe care ni l-ați arătat, cu da. Capse, cu implanturi, cu bile, nici nu știu cum să-l da, numesc. Bile capse. Bile capse. Osul mai are de suferit, adică se menține acel dezavantaj de care vorbeați că în timp... Nu, pentru că proteza nu mai are acea mobilitate, bun, în special deci în sens rezolvat. Lateral, stânga-dreapta, care să producă resorția de os. Am adus intenționat acest model, această mandibulă. Vedeți cu linia roșie, acesta este nervul care trece prin canalul mandibular. Datorită resorției osoase, osul se topește foarte mult în regiunile din spate, în regiunile posterioare ale cavității orale. Până da? Ajunge la nerv, nu? Se ajunge în apropierea nervului. Tocmai asta este motivul pentru care de multe ori nu putem insera implanturi în această regiune din spate. Intersectăm nervul. O alternativă ar fi realizarea adițiilor osoase, augmentările, transplanturile de os,
pentru recreșterea volumului osos în această zonă, dar sunt destul de complicate, mai ales la pacienți în vârstă, cu un grad redus de predictibilitate, necesită timp de vindecare îndelungat și prezintă costuri destul de mari, adițiile de os, transplanturile de os. E, și atunci profit de spațiul dintre cei doi nervi, vedem aici, adică vedem în fața mandibulei, exact, linia cu roșu, deci nu mai există, nu mai există dureros. Acest nerv care ne periclitează inserarea implanturilor și putem insera două implanturi, v-am spus, este varianta economică, sau patru implanturi. Pe aceste patru implanturi așezăm aceste garnituri și proteza. Vă dați seama, cu cât numărul de implanturi este mai mare, proteza e mai fixă. E mai stabilă și totodată, dacă insert patru implanturi, pot face proteza imediat. Dacă insert două implanturi, va trebui să aștept circa o lună, o lună jumate până fac proteza. Da? Nu același lucru se întâmplă la maxilarul superior. Din păcate, nu am și un maxilar superior. Osul maxilarului superior este un os mai poros, un os spongios, îi spunem noi. În cazul osului maxilar, obligatoriu, vom insera patru implanturi, niciodată două, iar acele patru implanturi, de cele mai multe ori, le vom solidariza cu o bară. Da? Aici vedem două, gândiți-vă că mai sunt două implanturi, solidarizate între ele cu o bară. Deci, iată, putem rezolva edentația totală mandibulară cu minim două implanturi, iar cea maxilară cu minim patru implanturi. Bun. Este bine că ne-ați adus aceste mulaje ca să înțelegem foarte bine din ceea ce ne explicați. Exact. Și mai am un mulaj, dacă îmi permiteți, sau dacă timpul o permite. Există varianta de realizare a unei lucrări total fixe, da? Chiar așa se numește conceptul total fix, fast and fix, există diverse denumiri comerciale, care permite inserarea implanturilor, se folosesc de data asta implanturi speciale angulate în zona nervilor, dar pe aceste implanturi venim cu lucrare fixă, fixată prin înșurubare. Nu mai există lucrarea mobilizabilă. Aceasta se numește mobilizabilă, deci nu mobilă. Ea nu mai este mobilă, dar o putem mobiliza seara pentru igienizare. De-aia o numim mobilizabilă. Aceasta este o lucrare fixă. Sunt pacienți care doresc acest confort de a purta o lucrare fixă și care dispun și de resursele financiare, deoarece este mai scumpă, și la care putem realiza lucrări fixe pe patru implanturi sau pe șase implanturi dentare. Deci noaptea nu trebuie să-și mai scoată... Lucrarea nu mai scoate decât medicul la controlul regulat de 6 luni prin deșurubare, că ea se fixează prin înșurubare, la vedem lăcașurile șuruburilor, și pur și simplu o deșurubează, igienizează spațiul de sub lucrare, după care o reînșurubează și pacientul vine la următorul control de 6 respectiv 12 luni. Nu uitați, dragii mei, că la 1313 așteptăm întrebările dumneavoastră. Ne puteți trimite mesaje astfel încât domnul doctor Taner Kemal să apuce să vă răspundă până la sfârșitul emisiunii noastre. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook la Trăiește Sănătos. Deci iată soluții pentru cum putem rezolva problema dinților lipsă. Și înțeleg că aici vorbim de dentație totală, dacă de dentație totală, niciun exact. Dinte, nici sus, nici jos. Din păcate, în România ne confruntăm la foarte mulți pacienți cu edentația totală. Foarte mulți pacienți care ajung la trec de 60 de ani și poartă deja de mult timp proteze, la 70 de ani. Credeți-mă, în ultimul timp vin foarte mulți pacienți în vârstă în clinicile noastre și își fac astfel de tratamente. Din fericire, văd că sunt și copii sau nepoți recunoscători care le oferă părinților, bunicilor această alternativă de tratament din dorința de a le îmbunătăți confortul vieții, măcar în ultima decadă, în ultima perioadă a vieții pacienților respectiv. Este foarte neplăcut. V-am spus la începutul emisiunii, numai cine nu a purtat o proteză totală, o proteză mobilă, nu știe ce înseamnă să ai două bucăți de plastic în cavitatea orală, care să miște tot timpul, cu care să nu poți face o masticație eficientă. Să se audă și în timp ce vorbești, nu ca mai vorbim de acel zgomot de țâțâituri. Plus zgomotul de castaniete, așa le spunem noi, castanietele dansatoarelor de flamenco, pur și simplu se aude acel sunet sec de plastic lovit în plastic, pacientul are o dicție modificată, cum a spus și dumneavoastră, șuieră, sâsâie, scapă salivă și așa mai departe.
Poate apărea și mirosul neplăcut al gurii, halena? Atunci când nu se igienizează proteza, și din păcate sunt cazuri în care pacientul poartă proteza de zeci de ani, dar nu a mai venit la un control pentru o igienizare, atunci apare și acest miros neplăcut. Bun, trebuie să urmărim publicitate, dragii mei, dragele mele. Revenim în câteva minute. Profitați de aceste câteva minute de publicitate. Spuneam la 1-3-1-3, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. Văd că au început să sosească, mă bucur că se întâmplă așa, astfel încât până la finalul emisiunii domnul doctor Taner Kemal să apuce să vă răspund. Dar revenim în câteva minute, rămâneți cu noi, discutăm despre implanturi pentru bunici. Vă așteptăm! Revenim în direct, dragii mei, discutăm, iată, despre implanturi pentru bunici. Alături de noi se află domnul doctor Taner Kemal. Ați primit foarte multe mesaje, domnule doctor, și mă bucur că se întâmplă așa. Promit că încercăm să răspundem tuturor spre finalul emisiunii. La 1313 ne puteți trimite mesaje în continuare. Văd că se solicită deja datele dumneavoastră de contact. Le veți găsi pe forumul emisiunii noastre, pe adresa de Facebook. Sau dacă dați căutare numele domnului doctor Taner Kemal, cu siguranță veți găsi aceste date. Este clar că vă desfășurați activitatea și în Constanța și în București. Asta cred că deja se știe, dar am repetat acest lucru. Minunat ar fi să ne povestiți, domnule doctor, cum se întâmplă toate aceste tratamente, da? Cum se desfășoară, presupunem că, iată, avem acest gen de placă mobilă, uh-huh. da? Fie sus, fie jos, fie două plăci mobile, cum spuneați. Uh-huh. Și vrem să optăm pentru acest tip de tratament. Da, în primul și în primul rând, investigațiile sunt, din punctul meu de vedere, o componentă foarte importantă a tratamentului. Tocmai de aceea pacientul se programează la o consultație de specialitate, în cadrul căreia se fac toate investigațiile necesare, și aici avem o scurtă prezentare a computer-tomografului. Exact. În primul și în primul rând se fac investigațiile radiologice, și aici avem radiografia panoramică și computerul tomograf dentar, este vorba de computer tomograf dentar. După care pacientul, fiind trecut de o anumită vârstă, îi se fac în cadrul clinicilor fel și fel de analize, investigații, după cum ați văzut, electrocardiogramă și așa mai departe, ca să ne asigurăm că acel pacient este apt, este sănătos, să suporte o intervenție chirurgicală. În primul și în primul rând, siguranța pacientului este prioritatea noastră numărul unu. Primum non nocere. Și de aici încolo nu mai comentăm. Tocmai de aceea insistăm asupra acestui capitol, investigații. Fie că e vorba de analize de sânge, sunt anumite analize de sânge pe care le realizăm în regim de urgență în clinica noastră. Fel și fel de teste. Când ne-am asigurat că pacientul, sau numai când suntem siguri că pacientul este apt pentru intervenția chirurgicală, atunci, în baza diagnosticului și a planului de tratament, se realizează intervenția chirurgicală. Intervenția se desfășoară într-unul din blocurile operatorii. Deci nu într-un cabinet de tratamente generale, deoarece sterilizarea e iarăși o componentă destul de importantă în succesul tratamentului, și atunci trebuie să existe un spațiu dedicat acestui tip de intervenții, unde în echipă, în general, medicul implantolog, asistentele și nu de puține ori medicul anestezist, care, repet, sunt pacienți trecuți de o anumită vârstă și e bine să fie monitorizați de un specialist. Și în cazul nostru, specialistul este medicul anestezist, care fie sedează pacientul, îl sedează și îl supraveghează, astfel încât funcțiile vitale să fie în limite normale și noi să putem opera precis și în cel mai scurt timp cu rezultatele maxime pacientul. Da? Se inseră implanturile dentare, putem venind suplimentar cu fel și fel de membrane, fel și fel de compuși pe care îi obținem din sângele pacientului, ca să ajutăm vindecarea, să grăbim vindecarea, după care pacientul este operat și trimis într-una din rezervele post-operator ale clinicii. Vedem pacientul cum arăta fără proteze, el a venit cu protezele lui, pur și simplu s-a planificat intervenția chirurgicală. E un caz la care am folosit și nu de puține ori, dacă protezele sunt corect realizate, folosim chiar aceste proteze ale pacientului, da? Am planificat cazul, e foarte important să vedem
volumul, cantitatea și calitatea osului și tocmai pentru acest lucru există tomografia dentară care ne arată tridimensional atât volumul osos cât și densitatea osoasă. E foarte important să știm aceste două elemente. Și după cum vedeți, au fost inserate implanturile dentare, iar acele proteze care odinioară erau total mobile au fost fixate pe cele patru implanturi dentare la mandibulă. În aceeași ședință de tratament s-a trecut și la maxilarul superior. S-au inserat implanturile și la nivelul acestui maxilar. Deci, în aceeași zi, vizită și sus și jos și sus și jos, atenție, sub monitorizarea medicului ATI și după toate investigațiile realizate. Sunt situații în care problemele de sănătate generale ale pacientului pot temporiza această intervenție, o pot reduce ca număr de implanturi sau ca timp petrecut în sala de operație, deoarece nu vrem, repet încă o dată, nu vrem să punem în pericol viața pacientului. Au fost inserate și implanturile de la maxilarul superior și pacientul, după cum v-am spus, părăsește clinica cu implanturi și cu lucrări. Datorită faptului că lucrăm ghidați de computer, de imaginile furnizate de computerul tomograf, întotdeauna putem anticipa cu maximă precizie locul unde inserăm implanturile. În lipsa tomografului dentar, acest lucru se face oarecum orbește și atunci este foarte, foarte greu și de multe ori periculos să facem operația, mai ales o operație mai complexă, fără această asistare a computerului tomograf. Deci, iată, oricum, ca durată, deci dacă nu sunt probleme de sănătate, dacă investigațiile spun că pacientul este apt pentru astfel de intervenție... Și tocmai de aceea consumăm foarte mult timp cu aceste investigații, da, repet. În aceeași zi poți pleca cu categoric toată lucrarea, categoric, fie și sus și jos, dacă este necesar acest lucru, deci poți pleca... În general, așa se desfășoară în clinicile noastre tratamentul. Tocmai de aceea o consultație durează circa 2 ore ca să investigăm. Sunt situații în care nu se poate realiza acest lucru și pacientul este informat și se oferă alternativele, dar în situațiile ideale în care implantul nu reprezintă o contraindicație nici măcar relativă, totul se desfășoară într-o singură ședință. Vă dau un exemplu. Pentru inserarea celor două implanturi la maxilarul inferior, care v-am spus că putem fixa implanturile dentare, timp operator nu avem nevoie decât de 30-45 de minute, după care colegii mei de la protetic împreună cu tehnicienii dentari fie realizează lucrarea nouă, fie o potrivesc pe cea veche pe aceste implanturi, pacientul cu lucrare cu tot în 2 ore părăsește clinica. Este incredibil, nu-ți vine să crezi, dar iată că totuși se întâmplă. Condiția este, ați tot repetat, ca în urma investigațiilor, a testelor făcute, totul să fie în ordine, doar exact așa. Altfel, se lucrează în mai multe etape. În mai multe etape, se inseră separat la mandibulă, implanturile separat la maxilar. Ne ajută foarte mult și suportul medicului anestezist și întotdeauna ținem cont de părerea acestuia. Dacă el consideră că pacientul prezintă anumite afecțiuni generale care să poată sau ipotetic să pericliteze siguranța acestuia, dânsul limitează. Sunt situații în care contraindică intervenția chirurgicală, cerem analize mai amănunțite, cerem un consult interdisciplinar, vorbim de pacienți cu probleme cardiace, vorbim de pacienți diabetici, da, mai ales diabetici insulinodependenți, vorbim de pacienți chiar care aveam mesaje, sunt sub tratament. Domnule cu... doctor, dacă implanturile acestea pot fi puse pentru persoanele cu diabet, întreba cineva. Da, o spun din nou, am spus-o în fiecare emisiune, diabetul nu reprezintă o contraindicație absolută la implantul dentar. Atât timp cât diabetul este ținut sub control, pacientul respectă regimul alimentar impus de medicul diabetolog și nu există variații ale glicemiei, inserarea implanturilor dentare nu este o problemă. Atât timp cât pacientul nu respectă regimul alimentar sau pacientul are valori ale glicemiei oscilante, și succesul tratamentului prin implanturi dentare va fi unul rezervat. Uitam în timp ce povesteați, da, avem o animație, sunt animații, foarte sunt animații care prezintă tipurile de lucrări care se pot realiza cu ajutorul implanturilor dentare. Puțin mai devreme am avut o animație cu protezele care pur și simplu mișcau și reduceau, produceau acea resorpție, topire osoasă.
Încă o dată o spun, e bine să nu așteptăm să ajungem la resorpții osoase severe. Sunt irreversibile de multe ori. Dacă pacientul este înaintat și în vârstă, nu se mai pot face, sau indicațiile la augmentări osoase, la transplanturi osoase, sunt destul de limitate. E ca în cazul unei fracturi. Mai devreme am avut un coleg ortoped, da? E ca în ortopedie. Cu cât înaintăm în vârstă, vindecarea unei fracturi se face mai greu, cu complicații. Așa este și în implantologie. Mai bine facem la timp ceea ce trebuie făcut, astfel încât să nu ajungem la... Și iată că am văzut tot felul de variante cu mai multe... Cu lucrare mobilizabilă, cu lucrare fixă, da. Lucrare fixă pe lucrare, pe implanturi cu lucrare fixă înșurubate, implanturi cu lucrare fixă, acelea mobilizabile, da? Aici, vedeți, v-am arătat la început machetele. Acum vedem în animație cum s-au inserat 4 implanturi care în cap au acele bile și în proteze există garniturile care fixează foarte, foarte bine și destul de rapid proteza. Da. Mă uitam că sunt foarte multe mesaje și o să vă rog, domnule doctor, să răspundem telespectatorilor. Cred că am spus tot ce era important. Același protocol este urmat chiar dacă vorbim de persoane poate ceva mai tinere, care au aceleași probleme categoric de sănătate cu dinți lipsă. Protocolul, filtrul este valabil același, pentru orice, da? Deci vârstă. Deci investigațiile sunt foarte importante, categoric. Analizele le realizați în amănunt și abia apoi se dă verdictul și se trece la lucru. Doamna Bălănescu, oamenii când vin și solicită un tratament prin implanturi dentare, se gândesc să beneficieze de acest tratament pentru mulți ani, pentru zeci de ani. Nu se poate ca pe investigații superficiale sau în lipsa investigațiilor să poți asigura, să poți concepe, să poți gândi un plan de tratament care să fericească pacientul pe următorii 30-40 de ani. Sunt mulți pacienți care, din păcate, ne întreabă, da, de ce trebuie să facem toate astea? Da, de ce că poate ar fi mai ieftin să renunțăm la computerul. Eu știu că sunt sănătos. Tomograf, nu există eu știu. Eu, ca să pot garanta pacientului un tratament, măsor de 10 ori și tai odată. Este pur și simplu o chestie de bun simț, o chestie de profesionalism. Nu se poate să ofer pacientului o soluție viabilă pe termen lung în lipsa unor investigații. De multe ori ne întreabă pacienții, după toate investigațiile astea, se întâmplă să cerem un răgaz de câteva zile până la conceperea planului de tratament. La fel, cazul este investigat în echipă interdisciplinar. Avem colegi ortodonți, colegi proteticieni, chirurgii. Toți investigează, disecă cazul astfel încât să putem da cea mai bună soluție de tratament și alternative, soluții alternative în cazul în care pacientul nu dorește opțiunea oferită de noi, din considerente mai mult sau mai puțin subiective. Cea mai bună soluție și trainică, da? Categoric. Să te bucuri de astfel de lucrare. Câți ani? Are termen de valabilitate? Termen de valabilitate sună puțin ciudat, da. Cel puțin în domeniul chirurgical. Mă rog, în sensul că păstrezi această lucrare 20-30 de ani. În mod normal, 30-40 de ani ar trebui ca aceste lucrări pe implanturi să deservească pacientul fără nicio problemă. Însă amintiți-vă că nu au fost puține emisiunile în care întotdeauna am completat. Aceste garanții cu ghilimele sunt oferite în anumite condiții, iar participarea și suportul pacientului în supraviețuirea lucrării peste decenii este foarte, foarte important. Nu de puține ori pacienții fac lucrările, fac operațiile, după care nu mai vin la controlele regulate. Igiena, deci, fumatul. Au fost emisiuni în care am punctat toate acestea. Dar putem repeta, deci iată, controlele regulate sunt trebuie făcute obligatoriu, regulile de igienă respectate ca și când ai avea dinții tăi natural, poate exact, chiar mai exact. Mult, spuneați, în momentul în care ai astfel de lucrări. De ce am ajuns nu să fumat? Pierdem toți dinții? Am avut probleme, inclusiv cu igiena, da? Avem șansa, datorită progreselor științifice, să beneficiem de această soluție de fixarea dinților pe implanturi dentare, deci pe rădăcini artificiale, e clar că va trebui să avem grijă de aceste implanturi ca de dinții noștri sau mai abitiri. Da, și spuneați mare grijă, renunțăm la fumat ca fumatul este o contraindicație într-adevăr relativă.
sau un factor care poate diminua rata de succes în implantologie. Bun, trebuie să urmărim publicitate, revenim în câteva minute. Mai avem un minut până la publicitate, perfect, începem să răspundem mesajelor, domnule doctor. Cineva întreabă, cine are osteopenie poate beneficia de așa ceva? La fel, telespectatoare cu osteoporoză care spune că urmează tratament cu bifosfonați, are markerul acela sub limita inferioară, poate beneficia de implant? Osteoporoza nu este o contraindicație pentru implant. Osteoporoza afectează în general alte oase, nu oasele maxilare sau nu atât de mult oasele maxilare. Este foarte important să facem investigațiile noastre specifice, tomografia dentară, dar la bifosfonat e o problemă și revenim după pauză. Povestim perfect, urmărim publicitate, dragii mei, la 1313 așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Revenim cu domnul dr. Taner Kemal, care va răspunde întrebărilor. Din nou în direct, dragii mei, discutăm despre implanturi pentru bunici, implanturi pentru toate vârstele. Alături de noi se află domnul dr. Taner Kemal, medic dentist. Eram cu explicația, întrebau cei cu osteoporoză, da, și tratament cu bifosfonați, dacă pot beneficia de acest tratament modern. Da, tratamentul cu bifosfonați cere o prudență suplimentară din partea medicului în primul rând, dar și a pacientului. Bifosfonații sunt niște substanțe care produc în timp anumite necroze ale oaselor maxilare și tocmai de aceea e foarte important ca pacienții, chiar dacă medicul poate omite să-l informeze pe acesta că este sub un tratament cu aceste substanțe. Sunt bifosfonați care se administrează, nu intru în detalii cu denumiri comerciale, nu contează. Bifosfonați, exact. Bifosfonați care se administrează pe cale orală, bifosfonați care se administrează pe cale intravenoasă, aceia, vă dați seama, sunt mai periculoși deoarece se duc direct în sânge, însă, în general, pacienta, pentru că femeile fac aceste tratamente, femeile aflate la menopauză, să informeze medicul despre tratamentele respective. Domnule doctor, trebuie să vă întreb și legat de prețuri, pentru că deci încerc să sintetizez, ați primit foarte, foarte multe mesaje și le mulțumesc telespectatorilor noștri că ne urmăresc, că ne scriu, se solicită datele de contact și o să le afișăm. Cred că deja sunt afișate pe forumul emisiunii dacă intrați sau pe adresa noastră de Facebook sau dacă dați căutare în numele domnului doctor Taner Kemal, cu siguranță veți găsi aceste date. Deci este un tip de mesaje. Al doilea tip, prețuri, se solicită prețuri. Sunt și telespectatori care vă întreabă dacă poate exista un sistem în rate cumva să plătească intervenția. Da, din păcate un sistem de rate nu există. Nu există în sistemul public pentru care plătim toți taxe și contribuții, în sistemul privat cu atât mai mult. Însă se solicită prețuri estimative, exact. Pentru partea prețurile superioară. Sunt estimative. Fără investigații și fără o analiză și fără un plan de tratament, este destul de relativ ideea de preț, relativă ideea de preț. Însă un tratament cu două implanturi și cu acea proteză pornește undeva de la 1200-1300 de euro. Cu cât numărul de implanturi crește, cu cât gradul, complexitatea lucrării, tipul de tratament din care facem lucrarea definitivă diferă, atunci și prețul se modifică. Iată, cineva vă întreabă de proteze magnetice și să spuneți două vorbe, mai ales legate de dezavantaje. N-aș putea să zic dezavantaje. Exact cum noi am fixat aceste proteze cu sistemele de capsă bilă, gândiți-vă că sunt producători care realizează niște magneți și atunci în vârful, în capul implantului, în loc de acest bond tip bilă, vine un magnet, da? Și partea metalică rămâne în proteză, astfel încât atunci când apropiem proteza, pur și simplu magnetul atrage partea metalică și fixează proteza. Din punctul meu de vedere, dar repet, este punctul meu de vedere, nu va fi la fel de stabilă ca o proteză ancorată pe sisteme bile capsă sau pe sisteme solidarizate cu bară. Însă e o alternativă de tratament. Iată, dacă se poate face implant dentar, dacă persoana a fost operată la inimă și are valvă mecanică. Valva mecanică sau operația pe cord, în acest caz cu valva mecanică, nu reprezintă, sau implantul nu reprezintă o contraindicație. Intervenția chirurgicală în sine poate să prezinte limitări. Trebuie să știm ce tratamente face pacientul, cu siguranță se administrează anticoagulante și atunci medicul implantolog împreună cu medicul anestezist și în directă colaborare cu medicul cardiolog fac o schemă de tratament astfel încât să realizăm operația de implant
centru, fără să periclităm viața pacientului. Deci, implantul nu reprezintă contraindicație la valva, la valva cardiacă. Mai erau multe mesaje care au rămas fără răspuns. Oricum ar trebui venit la medic, consultul de specialitate, investigațiile despre care vorbeam și văzut apoi tratamentul. Mulțumim din suflet pentru prezență, domnule doctor. Cu multă plăcere. Și pentru sfaturi. Mult succes în activitatea pe care o desfășurați în Constanța și în București. Mult. Și vă așteptăm cu drag alături de noi. Cu cea mai mare plăcere, oricând. Mulțumim frumos. Atât pentru astăzi, dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați fost din nou alături.